Acum Davis va fi, iată, pe poziția 4, iar sare la centru cu pivotul timișorenilor, francezul Amaury Gorgeman. Prima posesie va fi așadar a gazdelor în această partidă. Troy Franklin, principalul marcator al bănățenilor, ca de obicei, în backcourt alături de Alexandru Coconea. Pivot, cum spuneam, Gorgeman, cele două extreme, Sherwood Brown și Miloš Komatina. O aruncare de trei ratată de Franklin, agață foarte bine mingea Sherwood Brown. Brown și-a găsit ritmul după un start mai lent în acest sezon, vine după două partide foarte bune. Ce pasă frumoasă are Franklin sub coș, ratează însă Anders Abuteir. Da, e Abuteir pe parchet, trebuie să rectific, nu Coconea. Abuteir, jucătorul român sub 23 de ani, folosit așadar de Petricevici în startul acestei partide. O acțiune foarte bună a lui Will Davis. Burlacu i-a mai trimis în teren pe Radu Voinescu, Radu Vârnă, Carlo Vragovic și Keith Clanton. Iată o decizie interesantă a lui Burlacu, joacă cu doi tineri jucători. În primul 5 este vorba de Voinescu și Vârnă. Voinescu, 19 ani. Pierde aici mingea Will Davis, pleacă pe tranziție bănățenii, n-a fost cea mai bună pasă, scapă mingea Sherwood Brown. Acum Steaua a încercat să accelereze, până la urmă este un pozițional al bucureștenilor, cere jos Will Davis, apărat de Komatina. Un duel foarte interesant, Komatina aproape să-i fure mingea din dribbling americanului, a recăpătat controlul asupra fazei Davis. Da, nevoit să arunce aici, era final de atac. Radu Voinescu ratează încercarea de 3. Will Franklin își așează cu echipierii la celălalt panou. Brown, vine Gorgeman la blocaj, coboară belgianul. Brown continuă 1-1 cu Vragovic. Ce acțiune frumoasă are americanul. Stop shoot perfect. Da, Burlacu joacă cu croatul Carlo Vragovic pe poziția 3. Steaua are practic 3 fundași pe parchet. Voinescu, Vârnă și Vragovic. Bună plecare a lui Abuteir. Prima greșeală personală pentru Radu Vârnă. Vârnă a devenit capitanul Stelei după ce s-a accidentat Andrei Mandache. Mandache nu, a suferit o accidentare la umăr, nu va mai juca anul acesta. Un and one în forță, reușit de Amaury Gorgeman. Jucător foarte mobil la 2,13 m, face aici reboundul ofensiv. N-a avut deloc reacție Keith Clanton. Da, s-a bătut foarte bine Gorgeman. Da, a fost foul jos, nu end one. A fost acel moment în care a încercat să blocheze defensiv Clanton. Și și-a agățat adversarul cu brațul. Vragovic traversează, catch and shoot, aruncare perfectă a croatului. 3 puncte pentru Steaua, Carlo Vragovic. Gorgeman în spațiul de 3 secunde, strâng bucureștenii, este din nou faultat belgianul. La doua greșeală personală pentru Vârnă, care
contestă, se pare, această decizie. Să vedem ce s-a întâmplat. Da, agață clar și brațul adversarului său, decizie cât se poate de corectă. A intrat și Ronnie Harrell la oaspeți. Dragovici acum stop shoot de 2 puncte, aruncare scurtă. Culege mingea Gorjma. Franklin îl vede complet liber pe Comatina și muntenegreanul înscrie de la mare distanță. Prima reușită de afară pentru Bănățeni după o serie de 3 ratări. Dragovici, Sherwood Brown i-a lăsat tușa, foarte bună pasă la Keith Clanton, care a avut un spațiu foarte mare pe centru, s-a apropiat și a înscris cu panoul. Prima reușită pentru pivotul Stelei, jucător cu medii impresionante. În primul său sezon în România este în double-double ca medii la puncte și recuperări, 11, respectiv 12 pe meci. O problemă aici pentru Gorjma, nu, Comatina, rămâne întins pe parchet, a aterizat rău, nu este el, ci Abuteir. Problema la gleznă, se pare, o întorsă pe care a suferit-o jucătorul de 22 de ani. Iată, se resimte, primește îngrijiri, iar Dragan Petricevici se gândește la schimbare. Aplauze pentru jucătorul nostru, Alexandru Coconea. E bine, calcă pe piciorul drept a Buteir. Asta e un lucru bun. A intrat și capitanul timișorenilor, Nicola Peșacovici, l-a luat în primire pe Carlo Vragovici. De asemenea, Bogdan Popa și-a făcut apariția la gazde. Ronnie Harrell cu încă o triplă pentru Steaua, a doua reușită de afară a bucureștenilor. Dar vă spuneam de Burlacu și de formula lui cu 3 fundași pe parchet. Iată că Petricevici răspunde cu o echipă înaltă, cu 2 oameni mari, Gorjman și Popa, folosiți în același timp. Ce frumos a jucat aici Franklin cu Radu Voinescu. Ratează însă de sub coș Gorjman. Voinescu acum indică schema pe această tranziție a Stelei, fentă de handoff al lui Clanton, care îl păcălește pe Gorjman, se duce până în coș, and one. Excelent, a accelerat aici pivotul de 2,06 m, arată care și viteză, nu doar forță sub panou. Suntem în a doua jumătate a primului sfert, mută Burlacu, intră titularul obișnuit al poziției 4, Radosav Spasoevici, principalul marcator al Stelei în acest sezon, muntenegreanul cu 16 puncte în medie pe meci. Clanton ratează libera suplimentară. Spasoevici vine târziu cu mâna sus în fața lui Franklin, mingea rămâne la gazde după această ratare a americanului. Peșacovici îl cheamă la blocaj pe Gorjma. Continuă de unul singur sârbul, stop shoot, aruncare scurtă, team rebound pentru Steaua, accelerează acum pe contraatac Spasoevici. Harrell, fentă de aruncare, din nou Spasoevici angajat, ce bine s-a întors pe tușă, se repliază însă Popa, Spasoevici înscrie totuși. Pivot foarte versatil, la 2,04 m. Peșacovici
Încearcă să joace 1-1 cu Harrell, scoate pentru aruncarea de 3. A încercat pivotul Bogdan Popa de afară și aruncarea e bună. Se dă fault aici pe contraatac. Și este antisportiv, certat Radu Voinescu pentru această decizie. Vor fi două libere și posesia pentru gazde. Steaua rămâne în avantaj, Timișoara are însă posesia. Brown se duce bine pe pătrundere, a văzut acea breșă, vrea și un fault probabil aici Dragan Petricevici. Bănățeni din nou în avantaj. Excelentă această fază a Stelei, își etalează calitățile atletice. Will Davis, foarte mobil, la 2,03 metri, slam spectaculos. La oaspeți a intrat și Alexandru Hărânguș, fondaș în vârstă de 20 de ani. Iată, la apărându-se la Franklin, dar l-a locuit pe Radu Voinescu. Franklin încearcă aleiupul puțin în spate, i-a venit mingea lui Gorjma. Clinton vede că poate juca 1-1 cu Gorjma, se duce din nou pe tușă, este abatere de picior, repunere de sub coș pentru bucureșteni. O repunere greșită. Timișoara va reveni astfel în ofensivă. Indică schema capitanul Nicola Peșakovici. Din nou joacă singur sârbul și este un fault la recuperare. Sancționat Radosav Spasuevic. Nu înțelegem muntenegreanul ce s-a fluierat la această fază. A fost o luptă pentru poziție cu Gorjma. Da, din nou s-a bătut bine belgianul. Un clinch care se vede foarte des în lupta sub panou. Acum arbitrii au decis că trebuie să intervină. Timișoara conduce din nou. Foarte echilibrat primul sfert al acestei partide. Vă spuneam, etapa a 10-a din grupa valorică A. Hărânguș aduce mingea pentru Steaua, schimbă partea Spasoevici. Excelent acest pick and roll cu Vragovici. Muntenegreanul înscrie de 2 puncte. Da, recunoaște Gorjman că el este cel care a greșit. O pasă bună a lui Troy Franklin. Deocamdată americanul mai preocupat să-și pună ceilalți cu echipieri în valoare, să implice în acest match. Surprinzător de tăcut până acum. Este un fundaș care aruncă foarte mult.
Deocamdată are doar o liberă, 3 aruncări din acțiune, toate ratate. Sherwood Brown oprit pe tranziție. Spasoevic încearcă să-l fixeze pe Bogdan Popa, intră în spațiul de 3 secunde, a apărut acolo Clent, în ce piruetă are americanul, dar se duce în capacul lui Popa. Brown împinge pe contraatac. Excelent pe Šaković pentru acest trailer al lui Amaury Gorjma și belgianul va merge din nou la linia de libere. Fault comis de Alexandru Hărânguș. Nu. A fost Ronnie Harrell. Ronnie Harrell, jucătorul sancționat. E prima greșeală personală pentru basketbalistul american. Gorjma foarte activ în debutul acestei partide. Are 6 puncte, toate din libere. Și 5 mingi prinse la panou, 2 rebounduri ofensive. La formația noastră a intrat numărul 15. Odihnit belgianul înainte de sfertul al doilea. Harrell l-a întors aici pe Brown pe această traversare. Continuă Harrell, se apropie și înscrie cu panoul. Foarte periculos dacă are spațiu. Harrell, jucător extrem de atletic la 2,01 m. Și pe Laszlo Lazar, a intrat la SCM Timișoara, se bate aici la recuperare. Mingea rămâne la gaz de Brown, de 3, ce aruncare frumoasă, cu multă boltă, scutură plasa. Timișoara din nou în avantaj. Și-au intrat în ritm ambele echipe pe finalul primului sfert. Crește intensitatea partidei. Din nou intervin arbitrii la o luptă pentru poziția. A încercat să stea la intercepție Bogdan Popa. Fața lui Spasoevic. Vragović știe să amplifice acest contact cu Šaković, obține faultul. Da, a încercat o ținere discretă acolo pe Šaković. Vragović a avut ceva de discutat cu arbitrii. Este timeout în sala Constantin Jude. Vrea să deseneze o schemă Cătălin Burlacu pentru acest final de sfert. Davis a făcut una dintre cele mai frumoase faze de până acum în acest match. Are 4 puncte, la fel ca Keith Clanton și Spasoevic. 4 puncte pentru oaspeți. Cel mai bun marcator al stelei, Ronnie Harrell, cu 5. Să vedem această fază. Will Davis. Harrell n-a fost deloc cea mai bună aruncare. Sunt ultimele momente ale primului sfert. Aproape Sherwood Brown de coșul sezonului. Nu i-a lipsit mult să înscrie de la un panou la celălalt. Timișoara termină așadar în fața acest prim sfert echilibrat, 22-20. Au fost superiori la libere și au o triplă în plus. Steaua cu un procentaj excelent la aruncările de 2 puncte, 7 din 10.
spuneam, Ronnie Harrell, principalul marcator al roșialbaștilor. De partea cealaltă, 9 puncte pentru Sherwood Brown. SCM Timișoara, 3 din 9 de afară, 7 din 8 de la libere. Steaua cu o singură liberă până acum. Puține momente până la startul actului secund, revine pe parchet, iată, Radu Vârnă, capitanul Stelei. De partea cealaltă, Miloș Comatina. Vârnă are alături pe Vragović, Pasojević, Davis și Harrell. A angajat Spasojević, se uită să vadă cum se așează apărarea. Duel cu duel muntenegrean cu Comatina, este sancționat jucătorul gazdelor. Arbitrii nu lasă deloc jocul fizic. Dragović, Spasojević a venit la blocaj, continuă croatul de unul singur și face loc pentru aruncare. Ratează însă, vine la recuperare foarte bine Sherwood Brown. Brown îi are alături pe Franklin Popa, Comatina și pe Šaković în startul acestui sfert al doilea. Spasojević a jucat help, se întoarce la omul lui, la Comatina, încearcă power forward-ul gazdelor pe stepe, că a fost însă lent. Ce frumos se descurcă și pe această tranziție Ronnie Harrell. Egalitate în sala Constantin Jude. Franklin din nou pasează bine pe poziție viitoare pentru Comatina, l-a surprins însă puțin pe Montenegran, un nou turnover al gazdelor. Al cincilea pentru Timișoara, care are trei pase decisive. Steaua a avut mai bine grijă de minge. 4 asisturi, 2 mingi pierdute. Will Davis s-a uitat să vadă cât timp mai are la dispoziție, găsește aruncarea, este însă scurtă. Luptă pentru minge între cele două extreme de forță, Comatina și Spasojević. Este posesie pentru Steaua, după ce primul atac al acestui sfert a aparținut gazdelor. Šaković a închis în tușă de Clanton, încă o dată se apără bine americanul. Šaković se întoarce, încearcă să-l dezechilibreze, bună fenta, lovește însă sârbul muchia panoului. Ratează și Vragović pe acest contraatac, dar este interesant că s-a schimbat puțin situația la Timișoara. Franklin de obicei arunca foarte mult și Šaković era cu pasele decisive, acum e invers. Forța mult sârbul la intrarea în acest meci. Iată-l și acum încercând de la mare distanță cu Clanton în față. Clanton scapă apoi pe contraatac și înscrie 2 puncte ușoare. Šaković nici nu s-a repriat după acea aruncare forțată. Greșește din nou capitanul Timișoarei. Steaua pe tranziție intuiește bine continuarea lui Vragović. Troy Franklin trimite în out. Da, Petricevic îl schimbă până la urmă pe Nicola Šaković. Își face apariția Mirel Dragoste. Schimbare și sub panou.
Din nou, doi oameni mari, doi pivoți folosiți în același timp de Petricevici, Popa și Gorjma. Iată-i combinând chiar la această fază. A văzut bine de sus Popa, momentul în care Gorjma l-a fixat, iată, sub coș pe Vragovici. Un duel evident dezechilibrat. 21 de centimetri în plus are belgianul față de fundașul croat. Aruncare deschisă acum a lui Gorjma, profită de oportunitate. Continuă să fie foarte echilibrată această partidă, care, vă spuneam, deschide etapa 10. Mâine este derbiul rundei de la ora 20:30 pe Digisport 4. CSMCS Oradea și U-Banca Transilvania Cluj se înfruntă în arena Antonio Alexe, după ce acum două zile s-au întâlnit în BT Arena în FIBA Europe Cup. A fost o victorie a clujenilor, 81-76. Trupa lui Mihai Silvășan neînvinsă în Liga Națională. Încă o triplă reușită de un pivot al gazdelor. Bogdan Popa la a doua reușită de afară în această partidă. O replică a lui Vârnă. Merg cap la cap cele două echipe. Se joacă din nou Franklin și nu forțează pe acea pătrundere. Preferă să întoarcă la omul în mână, la Bogdan Popa, care scutură din nou plasa de la mare distanță. Iată un concurs de 3 în sala Constantin Jude. Spasoevici răspunde cu un catch and shoot. Foarte bun pentru un jucător cu talia lui. Mirel Dragoste nu se lasă mai prejos, încearcă și el de afară, aruncare scurtă însă. Mai puțin de 5 minute până la pauza mare a partidei. Nici o echipă nu a condus până acum la mai multe două posesii. Bună apărarea lui Mirel Dragoste, cade cu mingea în mână Carlo Vragovici, abatere de pași. Mută pe poziția 4 Cătălin Burlacu. Steaua în acest moment în teren cu cei trei americani, Clanton, Harrell și Davis. Sherwood Brown a simțit aici contactul cu Vârnă, a obținut faultul. Fusese închis pe centru, dar Harrell este jucătorul sancționat la această fază. Vârnă venise să închidă. Sherwood Brown, primul jucător în double digits al acestei partide, 10 puncte în acest moment. A fost în double-double în cele două victorii reușite de SCM Timișoara în deplasare la Craiova și la Pitești. 20 de puncte, 10 recuperări, respectiv 24 de puncte și 11 mingi prinse la panou a avut Brown în cele două partide. Franklin încearcă să-l preseze pe Vârnă, comite prima lui greșeală personală. Și iată-l pe Vârnă, care îl domină până la capăt la această fază. Accelerează foarte bine, tânărul internațional român a încercat să-i fure mingea jos Franklin. Două faulturi făcute foarte repede de fundașul american și imediat Petricevici îl schimbă
Apelează din nou la capitanul Nicola Peșacovici. Radu Vârna transformă și aruncarea liberă. Steaua din nou în față după acest 3-point play reușit de capitanul bucureștenilor. Mirel Dragoste, combinație pe spațiu scurt cu Gorjman, nu pune bine însă semicârligul belgianul. Accelerează Vârnă, întoarce în ultimul moment la Davis, pirueta americanului, a venit acolo Clanton. Continuă pivotul Stelei, stă jos pe picioare Popa în fața lui, se întoarce Clanton, ratează foarte bine, controlează reboundul Brown. Mirel Dragoste, explozie bună după acest blocaj al lui Gorjma, intervenție tardivă la capac, a fost coș valabil. Da, Clanton, la limită, la limită, l-a prins sus americanul. Clanton, vă spuneam, medii impresionante în acest sezon, este și un foarte bun jucător defensiv. Etapa trecută împotriva Sibiului a avut 3 capace. Dragovici, Clanton îl vede complet liber pe Radu Voinescu. Se încurcă la recuperare Gorjman și Brown, dar americanul reușește să țină mingea în teren. Ce frumos, Brown l-a depășit acolo pe Vârnă. Ratează însă floaterul. Acum Vârnă, contraatac, 3 contra 2, aleiup și este finalizarea lui Will Davis. Foarte bine joacă Vârnă pe finalul acestei reprize. Forțează aici Mirel Dragoste, a pus mingea dintr-o parte în alta. Din nou căutat sus Davis, chiar și pentru calitățile lui atletice. A fost prea în spate pasa lui Vragovici. Mirel Dragoste cheamă un jucător la blocaj, urcă Gorjman. Strâng foarte bine bucureșteni în spațiul de 3 secunde, apare aruncarea de 3, Bogdan Popa cu siguranță la cel mai bun meci din carieră în ceea ce privește aruncările de la mare distanță. Nu cred să mai fie avut o astfel de evoluție de afară, pivotul de 2,13 m, are 4 din 4. Clanton așteaptă foarte bine această apariție sub coșa lui Radu Vârnă, pasă pe la spate a pivotului american și Vârnă va merge la linia de libere. Continuare foarte echilibrat acest meci. Dragan Petricevici se aștepta la o astfel de confruntare. Se întâlnesc două echipe motivate, dornice să învingă. Nu putem vorbi de o favorită și o outsideră, declara experimentatul tehnician. Reamintesc, în tur victorie la o posesie obținută de Bănățeni la București, 83-81. Să vedem ce va fi în această seară. Mirel Dragoste oprește driblingul și comite abatere de pași. A fost presat bine aici de Radu Voinescu. Da, e decizia corectă, a mișcat clar pivotul, internaționalul român. Steaua poate trece din nou în avantaj. Blocaj fals al lui Clanton, care coboară în spațiul de 3 secunde. Vragovici pasă în colț la Davis. Se apropie pivotul american, Popa, iată, contribuie și în apărare
Este, cred, al doilea capac al lui. Face și intercepția după ce s-a bâlbuit aici Will Davis. Da, Popa se simte în mână, de data asta ratează, strică procentajul perfect de la mare distanță. Este însă la recuperare Gorjman, care agață mingea în fața lui Voinescu. Diferență și aici foarte mare de înălțime, 31 de centimetri. Time out solicitat de Steaua București. Bogdan Popa, spuneam... Da, două capace are Popa, 12 puncte, cel mai bun marcator al timișorenilor. Secundat de Sherwood Brown, care are 11, de partea cealaltă Radu Vârnă, cel mai bun marcator al Stelei până acum, cu 8 puncte. Harold și Spasoevici au câte 7, iar Davis și Clinton câte 6. Come back, hit him on the corner, okay? And then post up, okay? Fist. Let's go. Now, hello. In defense, man to man. Timișoara stă în continuare mai bine la aruncările de 3 și la libere. Iar la aruncările de 2 puncte, superioritatea este a oaspeților. Timișoara cu 6 din 15 de afară. 4 dintre aceste reușite semnate de Bogdan Popa. Steaua cu 11 din 21 din interiorul semicercului, procentaj foarte bun, 52%. Suntem în ultimul minut al reprizei. Sincopă în apărarea Stelei pe această apărare, 2 puncte ușoare pentru Bănățeni, care sunt din nou în avantaj, 39-37. Voinescu, presat de Mirel Dragoste, accelerează, inițiază contactul cu Popa și va merge la linia de libere. S-a dus foarte bine aici tânărul basketbalist. Da, iată, a văzut spațiul. Foarte bine a jucat pe aruncare în momentul în care Popa a venit să îl blocheze. Cel mai bun marcator al Timișoarei cu a doua greșeală personală. Ratează a doua liberă Voinescu, Clinton îl surprinde însă pe Popa, reușește tip-in-ul și Steaua în față. Timișoara are însă ultima aruncare. Bogdan Popa, apărat acum foarte atent de Spasoevici, nu se mai retrag adversarii lui Bogdan Popa pe semicerc. Aruncare de 3 ratată și Timișoara, Steaua, îmi cer scuze, merge așadar în avantaj după prima repriză. Un avantaj minim, 39-40, ne întoarcem în sala Constantin Jude după pauză. Timișoara cu doar 35%, multe ratări de 2 puncte, au 2 triple în plus jucătorii lui Petricevici, care stau mai bine și la libere, o singură ratare din 10. De asemenea, Bănățenii domină lupta la recuperare deocamdată, 22-16, cu 7 rebounduri ofensive și au avut mai bine grijă de minge. 8 asisturi, 2 turnovers, de partea cealaltă tot 8 pase decisive cu 3 mingi pierdute. O primă repriză excelentă pentru pivotul gazdelor, Bogdan Popa, 4 din 5 de afară pentru un total de 12 puncte. Este cel mai bun marcator. Nu, a fost depășit în prima repriză de Sherwood Brown, care are 13 puncte. De partea cealaltă câte 8 puncte pentru capitanul Stelei Radu Vârnă și pivotul Keith Clinton. Început partea a doua, o posesie irosită de Steaua, acum Timișoara cu Troy Franklin, playmaker americanul, cel mai bun marcator al echipei în acest sezon, un singur punct până acum.
Greșește aici o încercare de angajare a lui Amori Gorjma. Steaua pe tranziție ratează Vârnă. Luptă la recuperare, minge câștigată de bucureșteni. E complet liber sub coș Clanton. A venit mult prea târziu și nu mai avea nicio șansă acolo pe rotație Troy Franklin. Două puncte ușoare pentru Clanton, care intră și el în double digits. Franklin, Gorjman, Brown, Mirel Dragoste și Comatin a trimis în teren de Petricevic. De partea cealaltă, Vârnă, Ronnie Harrell, Spasoievici, Vragovici. Și Clanton. Keith Clanton îl așteaptă la handoff pe Carlo Vragovic, combină cei doi jucători. Venise bine sub coș Harrell, n-a reușit însă Clanton să paseze. A fost intercepția bănățenilor. Pe tranziție apare Comatina în spațiul de 3 secunde. Ratează însă muntenegreanul. Care scurtă de 3, Brown. Mirel Dragoste schimbă partea. Troy Franklin e clar, vrea să-și găsească ritmul în ofensivă. A forțat aici de la mare distanță. Este în continuare posesie pentru gaz de repunere din lateral. N-a reușit să agațe mingea Ronnie Harrell. Brown atacă tușa. Oprește dribblingul, a stat bine acolo Harrell, dar iată că Sherwood Brown reușește să înscrie cu panoul. Frumoasă această aruncare a extremei de 1,93 m. Brown, 15 puncte. Același duel la celălalt panou. Sherwood Brown îl faultează pe Ronnie Harrell. Nu, este greșeala personală a lui Miloș Comatin, a venit să-l ajute aici pe Brown, care fusese depășit de adversarul său. Ronnie Harrell, 8 puncte, o singură ratare din acțiune până acum, din 4 încercări. Și-a mai trecut în cont 3 recuperări, toate în apărare și o pasă decisivă. A avut însă și 3 mingi pierdute. Excelent! Atacă aici coșul Miloș Comatina. Miloș Comatina, scris pentru formația noastră. A doua reușită pentru pivotul muntenegrean, a mai avut o triplă. Carlo Vragovic în duel cu Mirel Dragoste. Stop shoot excelent al croatului. Mă reamintesc, nicio echipă nu a condus până acum în această partidă la mai mult de 2 posesii. În tur, victorie la 2 puncte a Stelei. Un floater bun al lui Sherwood Brown, care iată se apropie de 20 de puncte. Dragovic îl domină din nou pe Mirel Dragoste, a fost ajutat și de un blocaj bun la această fază. Mirel Dragoste s-a uitat spre bancă, a discutat ceva cu Petricevic. A vrut să-i transmită probabil că trebuie să fie ajutat în aceste dueluri cu Carlo Vragovic. Un foarte bun scorer croatul, excelent în relația 1-1, foarte eficient pe aceste aruncări stop shoot. Iată-l din nou, acum îi pasează lui Clanton. Excelentă și continuarea în adâncime. Faultat sub coș
Spasoievici. Din nou un duel muntenegrean între Spasoievici și Comatina. Contestă această decizie jucătorul gazdelor. Da, există un contact aici, o acoperire arbitrii, parcă totuși destul de ușor fluierat. Comatina cu a treia greșeală personală, nevoit să ia loc pe bancă. Revine Bogdan Popa. Să vedem dacă își va continua tirul fulminant de la mare distanță, a avut în prima parte a jocului. Spasoievici, 9 puncte în acest moment. La gazde revine Nicola Peșacovici, care a avut o primă repriză foarte slabă. 4 aruncări, toate ratate. O singură pasă decisivă. 3 puncte! Dar nu i-a trebuit mult lui Popa să-și facă din nou simțită prezența în acest meci. Etapa a 10-a a Ligii Naționale, grupa A. Popa cu încă un capac, nu a fost el, ci belgeanul Gorjma, au aceeași înălțime, parcă și aceeași conformație. Din nou Petricevici cu această echipă cu talie, multă talie în teren. Gorjma și Popa, cele două turnuri de control, Peșacovici sparge și el gheața în acest meci. Suntem în a doua jumătate a acestui sfert, e deja multă tensiune pe cele două bănci. Petricevici și Burlacu pentru a doua oară față în față ca adversari. Ronnie Harrell, închis bine pe centru, continuă Spasoievici, îl depășește pe Peșacovici, aproape de un end one. Da, Spasoievici, un om mare cu o viteză foarte bună. De ce bine a plecat aici, a reușit să-l depășească pe Nicola Peșacovici, este la linia de libere. Venit de pe bancă astăzi, jucătorul de 27 de ani, principalul marcator al Stelei în acest sezon, cu 16 puncte în medie pe meci. Keith Clanton, Mr. Double-Double, pivotul Stelei, încărci și astăzi pentru o astfel de reușită. Are deja 10 puncte și 5 recuperări. Harrell a încercat să-i fure mingea jos lui Brown. Mingea ajunge până la urmă pe semicerc și Franklin scutură plasa de la mare distanță. Este prima reușită din acțiune pentru cel mai bun marcator al bănățenilor. După o serie de 7 ratări, Radu Vârnă, cu mult curaj, îl atacă pe Gorjma, obține faultul. Un sfert 2 foarte bun făcut de tânărul internațional român. Încearcă să se implice din nou în ofensivă. Gorjma cu a doua greșeală personală. Preamintesc mâine de la 20:30, tot aici pe Digisport 4, va fi derbiul etapei a 10-a. CSMCS Oradea U, Banca Transilvania Cluj. Clujenii neînvinși în acest sezon în Liga Națională. Oradea cu două victorii, la două victorii în spatele lor. Se mai joacă mâine CSU Sibiu, Dinamo Știința București, apoi runda se încheie luni, de asemenea în direct la Digisport, BCMU Pitești, SCMU Craiova. În sala Constantin Jude se animă atmosfera în tribune. Fanii așteptau probabil încă o reușită a lui Franklin, care
Ratează însă de această dată. Dorjman, blocaj pentru Franklin. Peșakovic. Da, foarte bine, a fentat că va trimite sub coș, apoi l-a găsit pe semicerc pe Sherwood Brown. A doua triplă pentru extrema timișorenilor. Mărățeni în avantaj și Cătălin Burlacu își cheamă jucătorii la timeout. Every time when you go inside, you have something. You have penalty, you have two shots, you have basket, you have this. Okay? I know your time. You go on the wheel side. Hai. Defense, 1, 2, 3. Defense. SCM Timișoara are în acest moment 5 triple în plus. 9 din 22. La aruncările de 2 puncte, Steaua 15 din 26. Timișoara 10 din 25. Sherwood Brown, pentru a treia oară la rând, marchează 20 de puncte în Liga Națională. Reamintesc că a fost în double-double atât în partida cu Craiova, cât și în cea de la Pitești. Peșakovic ratează de 3, n-a avut niciun coechipier la urmărire. Clinton îl așteaptă la handoff pe Harrell. Combină cei doi jucători. Harrell se apropie după o rupere de ritm. Ce bine a jucat aici extrema Astelei. A temporizat în dribbling, în momentul în care adversarii au dublat, i-a pus pe tavă aceste puncte lui Clinton. Franklin îl depășește ușor pe Vragovic, se repliază croatul. Brown, catch and shoot de 3, a schimbat partea, dar rămâne la fel de eficient. Trei din 5 de afară are jucătorul de 1,93 m. Clinton pe alley-oop, două puncte ușoare pentru Will Davis. Greu să-l oprești pe Franklin când vine lansat Radu Vârnă, capitanul Stelei, cu a treia greșeală personală. No Franklin, au vrut să dubleze acolo, dar parcă nu foarte hotărât Davis și Vragovic. In and out pe aruncarea de 3. Davis se face fără probleme reboundul. Davis, blocaj bun pentru Vragovic și este încă un stop shoot reușit de basketbalistul croat. Se apropie și el de 10 puncte marcate în această partidă, acum se bate în apărare. Plonjează chiar pentru a ține mingea în teren.
Da, mai degrabă o greșeală a lui Franklin decât o reușită defensivă a lui Carlo Vragovici. Repunere din lateral pentru SCM Timișoara, care, vă reamintesc, ocupă poziția a patra în grupa A, cu 4 victorii, Steaua penultima, cu 3 meciuri câștigate până acum. În Liga Națională va mai fi câte un meci până la o singură etapă până la finalul anului. Timișoara o va întâlni pe Dinamo în deplasare, în timp ce Steaua va juca acasă cu SCM-ul Craiova. Apoi va fi prima manșă din Cupa României. Prima manșă din sferturile cupei. Timișoara se va duela cu BCM-ul FC Argeș Pitești pe teren propriu, în timp ce Steaua are derbiul cu marea rivală Dinamo. De asemenea, meciul tur acasă. A încercat să se lupte aici din nou Vârnă cu Gorjman. Am mai văzut acest duel dezechilibrat. Da, și Vârnă e la un pas de eliminare. Îl schimbă imediat Burlacul, protejează în vederea ultimului sfert. A revenit Radu Voinescu. Ce reușit are Troy Franklin. Îi încântă din nou pe fanii din sala Constantin Jude. Aruncare contestată de la mare distanță, superb, a scris Franklin. Timișoara e în față, câștigă mingea și Vragovici faultează în tușă. Da, decizie bună a croatului. Echipa mai avea 2 faulturi la dispoziție. Acum Timișoara are o secundă pentru această repunere din lateral. Nu e fault, spune de pe marginea Cătălin Burlacu. Cercat un dă și du-te pe Șacović cu Sherwood Brown. Mingea a intrat la limită la această repunere. N-a putut arunca Gorjma și SCM Timișoara va merge în actul decisiv al partidei în față. Încă o dată un avantaj minim, 62 la 61 după 30 de minute. Roși albaștri cu 19 din 31 la aruncările de 2 puncte. Iată și în dreptul lor un procentaj excelent. La aruncările de 3 au 4 din 13. În lupta la recuperare, superioritatea este în continuare a gazdelor. Sherwood Brown la probabil cel mai bun meci al lui în acest sezon. Încărți și astăzi pentru un double-double, așa cum s-a întâmplat în ultimele 2 etape ale Ligii Naționale. Are 23 de puncte cu 7 recuperări plus 2 pase decisive. Secundat în continuare de Bogdan Popa, care a mai înscris o dată de la mare distanță, a ajuns la 5 triple și a dat toate punctele pe aceste aruncări de la mare distanță, pivotul de 2,13 m. De partea cealaltă, 4 jucători în double digits, o ofensivă ceva mai echilibrată a Stelei. 12 puncte Keith Clanton, care mai trebuie 3 recuperări pentru un double-double. Spasoievic are 11, iar Radu Vârnă și Ronnie Harrell câte 10. A început sfertul decisiv al partidei, Timișoara are prima posesie, trece spectaculos Franklin, îi oferă mingea lui Gorjman, care va merge la linia de libere și cred că Vârnă, fost jucătorul care a faultat aici, nu e pe parchet Radu Vârnă, Radu Voinescu a venit și a încercat să-l oprească pe pivotul gazdelor. La Vârnă, vă reamintesc, capitanul Stelei la un pas de eliminare cu 4 faulturi, încearcă, iată, Burlacu să-și adapteze din mers tactica.
Voinescu, Vragović, Clanton, Harrell și Davis trimiși în teren de Cătălin Burlacu. Reușește să-l depășească Vragović pe Nicola Peșaković, capitanul timișorenilor, cu a treia greșeală personală. Peșaković are alături pe Brown, Franklin, Popa și Gorjman. Davis încearcă să-l depășească în viteză pe Popa, s-a apărat foarte bine jucătorul gazdelor, mingea se plimbă pe inel și este la tare până la urmă. Mișoara pe tranziție cere Gorjman în spațiul de 3 secunde. Franklin i-a făcut semn să plece, vrea să joace 1 la 1 cu Radu Voinescu. Schimbări de direcție, trece din nou ușor americanul, Gorjman ratează pe alley-oop. Foarte atent acolo, Franklin i-a furat mingea unui adversar și până la urmă Gorjman pune 2 puncte pe tabelă. 65-61 Timișoara. Timișoara se duce la 2 posesii. Mai condus la 4 puncte în primul sfert al partidei. Steaua a avut un avans de 5 puncte. Tot în prima repriză. Clanton îl atacă aici pe Gorjma. Schimbări de ambele părți. Au revenit Spasoevici. A revenit Spasoevici la Steaua. A intrat pentru prima oară Mihai Gavrilă. La gazde au revenit Mirel Dragoste și Miloș Comatina. Dragovici închis în tușă de Mirel Dragoste. Taie aici foarte ușor apărarea Ronnie Harrell. 2 puncte ușoare pentru basketbalistul american. Dragovici l-a preluat în apărare pe Franklin. La fel de ușor trece fundașul american. Atât de greu de apărat 1 la 1 cu aceste schimbări fulgerătoare de direcție. Încearcă și Harrell. Nici o șansă, dar iată că se completează în apărare jucătorii lui Cătălin Burlacu, iar Franklin este oprit pe aruncare. Gavrilă îi face un blocaj la celălalt panoului Vragović. Spasoevici a încercat angajarea pivotului, până la urmă trimite în partea opusă la Harrell, piruetă. Gavrilă e liber și înscrie de la mare distanță. Da, așa cum arunță și crainicul arenei Constantin Jude, Steaua e din nou în avantaj, dar se pare că a fost o aruncare de 2 puncte. Și cele două echipe sunt la egalitate. Harrell dublat, din nou scoate la Gavrilă. Vragović încearcă și el de afară, ratează. Extraordinar, Franklin face spectacol. Încântă încă o dată tribunele. O tehnică de magician are acest Troy Franklin la 1,83 m. Spasoevici ratează din apropiere. Clanton, rebound ofensiv, prins între doi adversari, greșește pasa. Căutat Gorjman pe tranziție, abatere de picior. Nicola Peșaković reintre în formația noastră. Troy Franklin, după momentul spectaculos de mai devreme, a ajuns la 11 asisturi. Cu încă 3 puncte, e în double-double. 2 puncte pentru Timișoara. Da, se pare că
Petricevici i-a schimbat lui Franklin modul în care gândește, în care abordează jocul. Nu mai aruncă atât de mult și încearcă să-și implice și ceilalți coechipieri în ofensivă. Ce frumos acest end one, marcat de unul dintre pivoți. Radosav Spasoevici iese la rampă. Din nou duelul muntenegrean cu Comatina. Foarte bine s-a echilibrat după contact și după acea schimbare de direcție. Jucătorul de 2,04 m. Comatina e și el la un pas de eliminare, așadar câte un jucător cu 4 faulturi de fiecare parte, Comatina, respectiv Radu Vârnă. Se anunță un nou final pe muchie de cuțit între cele două echipe. Mirel Dragoste faulta destul de tare aici de Mihai Gavrilă. Repune tot Mirel Dragoste, Comatina hand-off la Peșakovici, care iată își așează cu echipierii, îl depășește pe Gavrilă, din nou un fault tare al jucătorului de 2 metri și de data asta se dă antisportiv. Două libere și posesia pentru SCM Timișoara. Da, a fost schimbat Gavrilă și e, bineînțeles, nervos pe margine. Atmosfera asta de fanii bănățenilor. Peșakovici 5 puncte. Să vedem ce fac bănățenii cu această posesie. Foarte bine a trimis în partea opusă Gorjman și din 45 de grade Mirel Dragoste înscrie și el de 3, a 12-a triplă pentru bănățeni, care se duc la cea mai mare diferență consemnată până acum în această partidă. Ce frumos a pasat aici pe spațiu scurt Radu Vârnă pentru acest semi-cârlig al lui Keith Clanton. Suntem în ultimele 5 minute ale partidei. Gorjman scoate la Comatina. Da, înscriu cu toți jucătorii de afară elevii lui Petricevici. Și timp de odihnă solicitat de Steaua București. Un bombardament de la mare distanță care îl determină pe Cătălin Burlacu să întrerupă din nou jocul pentru un timeout. It's okay. We have enough time. Okay. Just be smart. We switch everything. Hello. Switch everything. You understand? But switch close. Hello. Not with hands. We switch close, okay? Close to the net, okay? We switch aggressive. No stupid fouls. Listen. You stay here. Keep here. You here. Come. Come on this side, Carlo, with the ball. And then you go on your screen. Okay? Receive, put the ball down. Russia here, Carlo here. Play 101 and see. Okay, the shoots. Come on. Defense, 1, 2, 3. Burleacul a cerut elevilor lui să fie inteligenți, să schimbe la fiecare blocaj în apărare și să nu comită faulturi stupide.
reluat jocul, să vedem reacția bucureștenilor. Radu Vârnă încearcă de 3, aruncare clar ratată. Mirel Dragoste pleacă bine, dar se întâlnește cu turnul de control al Stelei, Keith Clanton. Clanton la al doilea capac în această partidă. Mai trebuie o recuperare pentru double-double și astăzi. Peșakovic, stop shoot din apropiere. Da, iată e și capitanul Timișoarei în meci după o primă repriză modestă. Foarte importantă această posesie. Steaua trebuie să înscrie, o face Spasoevic de la mare distanță. Coș de moral pentru echipa lui Cătălin Burlacu. Peșakovic, stop shoot de 3 la celălalt panou. Comatina reușește să agațe mingea după acest rebound al lui Spasoevic. Este însă posesie pentru Steaua. Pe legea posesiilor succesive, mingea a revenit oaspeților. Vârnă intră în spațiul de 3 secunde, îl caută pe Clanton sub coș. A intuit bine Nicola Peșakovic, dar n-a putut ține mingea în joc. Dragovici coboară după un blocaj fals Clanton, care îi face acum un paravan lui Vârnă, ratare de 3. Mai atent, Ronnie Harrell culege mingea. Clanton dublat imediat. O fentă cu care Harrell reușește să-l ridice pe Sherwood Brown. Ce coș marchează și Ronnie Harrell într-un moment foarte important. Și Steaua vine din nou la o singură posesie. Este rândul lui Dragan Petricevic să-și cheme jucătorii la timeout. Da, Petricevic i-a cerut lui Peșakovic să joace conducător de joc cu Mirel Dragoste pe poziția 2. Peșakovic, două asisturi până acum cu 7 puncte. A ratat toate cele 3 aruncări de afară pe care le-a avut. Este însă un capitol la care Timișoara stă mult mai bine decât Steaua în acest meci. Mirel Dragoste oferă foarte bine mingea. Din vârful degetelor reușește să trimită din apropiere. Clanton în duelul pivoților cu Gorgman, belgianul își asumă acest fault. O decizie ciudată, pentru că în acest moment este la un pas de eliminare. S-a temut probabil de un end-one al lui Clanton și a preferat să faulteze. Vârnă din nou trece foarte bine. Excelente aceste accelerări are fundașului de 1,90 m. Și o atitudine remarcabilă
arătată acum când este capitanul echipei după accidentarea lui Andrei Mandache. Mirel Dragoste complet liber, nu profită însă de aruncarea deschisă, contribuie și în apărare Radu Vârnă, face foarte bine acest rebound. De aici toate micile detalii sunt importante. O partidă atât de echilibrată, a fost aproape să greșească Vragoviș până la urmă. Este faultat Spasoievici. Ambele echipe în penalizare. Liberele așadar cu un rol determinant în stabilirea învingătoarei. Un capitol la care atât Timișoara cât și Steaua stau foarte bine. 11 din 14 bănățenii, bucureștenii 12 din 15. Iată însă miza acestui final pe muchie de cuțit. Spasoievici o ratează pe prima. Spasoievici și-a depășit media lui din acest sezon, se apropie de 20 de puncte marcate, 5 din 10 la aruncările din acțiune. A fost prima lui ratare de la libere după 5 consecutive. A doua e bună, meci de un singur punct. Bineînțeles, cei doi antrenori nu mai lasă nimic la voia întâmplării. Timeout cerut din nou în sala Constantin Jude de Dragan Petricevici. Schimbă pivotul Petricevici. Intră Lazar în locul lui Gorjma. Horse tight, horse down, horse down, horse tight, but don't rush with the shot. Okay. Do not rush with the shot. Don't make offensive foul. You just need to split the big guy. Okay. Okay. And move the ball and continue and continue with the ball screens. One, two, three. Timișoara. A revenit Franklin pentru finalul acestei partide, preia atribuțiile de playmaker de la Peșakovici. Mirel Dragoste a rămas pe bancă. Lazar cerca să se ducă la blocaj la Franklin, care probabil i-a cerut să-l lase 1-1 cu Vârnă. Franklin în dribbling, se apropie, pasă la Comatina, Clanton, capac, ce capac reușește americanul. Da, Comatina din nou parcă surprins de pasă. Se bătea acolo pentru o poziție mai bună la recuperare, anticipând o aruncare a lui Franklin. Spasoievici se dezechilibrează și este abatere de teren. Apărarea inteligentă, Spasoievici a forțat un contact, iar adversarul său s-a retras. Da, Comatina. Comatina a intrat bine aici. Două faze bune în apărare cu timp câștigat de bănățeni. Un nou thriller oferit de Timișoara și Steaua în Liga Națională, așa cum s-a întâmplat și în meciul tur. Repune Sherwood Brown, Comatina, mai departe la Franklin. Vârnă din nou atent în fața americanului, încearcă să facă intercepția, Franklin trece și de data asta sunt două puncte ușoare pentru Miloș Comatina. Foarte bine au deschis jocul bănățenii
Iar aici în relație 2-2 Franklin și-a pus din nou viteza extraordinară în valoare. Comatina de data asta n-a mai greșit, n-avea acum. Mai devreme steliștii au reușit să strângă în spațiul de 3 secunde, acum n-a mai fost cazul. Roni! Mână, Roni! Lasă-o, hit! Go here! It's a door, it's a door! Carlo! One, set, sprint! Ok, even if they switch, try to go closer. Ok? Alo, if the man play defense on him, a big guy, pass and receive back shoot, ok? Haide. Haide, guys, haide! Win on three, 1, 2, 3! Win! Revedem capacul lui Clanton. A fost prima oară când Franklin i-a pasat pe spațiu scurt lui Miloș Comatina. A doua oară, cum spuneam, Franklin a accelerat foarte bine, iar bănățenii au deschis jocul. Să vedem însă această fază. Harrell forțează de 3, blochează defensiv elevii lui Petricevici. Este faultat Mirel Dragoste, care poate închide acum meciul. Dar nu știu dacă asta a cerut Burlacu, dar n-a fost deloc o aruncare bună a lui Harrell. O aruncare contestată. Contribuție foarte importantă pentru internaționalul român pe finalul acestui meci foarte strâns. Două puncte care o duc acum pe Timișoara la plus 5. Au nevoie de o aruncare cât mai rapidă. Cei de la Steaua se termină însă meciul. Nu mai era timp. Dragan Petricevici îl învinge din nou pe Cătălin Burlacu și SCM Timișoara își continuă seria de victorii în Liga Națională. Are în acest moment un bilanț de 50% după al treilea succes consecutiv. Timișoara se impune după un meci foarte frumos, un nou thriller, cum spuneam, 84-79 cu Sherwood Brown. Din nou, o evoluție foarte bună, 25 de puncte, 7 recuperări, 2 asisturi a avut în această seară jucătorul american. Troy Franklin a contribuit cu 12 pase decisive. Bogdan Popa, să nu-l uităm, cu cele 5 triple senzaționale, iar Mirel Dragoste și Nicola Peșacovici au contribuit și ei în momentele cheie ale acestei confruntări.